Nu știu dacă mai țineți minte, cei mai tineri poate nici nu l-ați văzut pentru că a trecut moda filmelor uh, clasice, filmelor mute, dar uh, Charlie Chaplin a făcut un film în 1936 foarte interesant. S-a numit uh, Timpuri noi, în engleză Modern Time. S-a tradus la noi Timpuri noi foarte inspirat pentru că este un film în care el arată atitudinea pe care o avea față de lumea modernă, care însemna revoluție industrială și urbanizare. Și Charlie, Charlotte ajunge la, în oraș, lumea orașului, se angajează într-o fabrică, acolo trece prin mai multe episoade care vorbesc de alienare umană, începând cu ritmul de la banda de montaj, fiindcă nu reușea să țină ritmul și intra tot timpul în vecinul lui, după care urmează pauza de prânz în care vin niște ingineri să probeze niște mașini care le dădeau mâncare în mod automat, era nebunia aia mecanizării, era șters la gură de mașină, sunt niște situații hilare acolo și în armă pleacă, își dă demisia, se duce la florărea sa lui de care era îndrăgostit și pleacă amândoi spre natură. Ultimul cadru al filmului este este cu ei doi, mergând așa el cu mersul lui Caragios, dar se îndreptau spre natură, filmați din spate. Ei întorceau, de fapt, spatele acestei lumi moderne, timpuri noi, timpuri moderne. Vreau să spun că trecem printr-o transformare similară. Pe vremea aceea se trecea de la epoca agrară la epoca industrială. Asta însemna revoluția industrială. Azi asistăm la trecerea de la epoca industrială de la epoca informațională. Se numește Revoluție informațională. Ultimul aspect, ultima manifestare a acestei revoluții este digitalizarea. Ultimul deocamdată. Este cel mai recent. Trăim în plină digitalizare. Iată că avem aceleași probleme. Pentru că trăim noi timpuri noi. Alte timpuri noi. E, unde fugim noi acum? Țărlot fugea spre natură, la munte. Noi unde fugim? Păi asta, deschidem iar telefonul. Ca să mai marea problemă, legătura dintre conectare și singurătate. Conectarea nu este un antidot, din păcate, la singurătate. Urmăriți eu pe Andra Tănăsescu, este un psiholog deosebit, care este prezent în YouTube și în general pe rețelele e, sociale și vedeți podcasturi, interviuri. Andra Tănăsescu vorbește despre consecințele acestei educări a simțurilor și a gând gândurilor noastre în uh, realitatea virtuală. Și ce spunea? Că reflexele pe care ne formăm în realitatea virtuală trec în realitatea reală. Din online trec în offline. De pildă, uh, uh, mesaje cât mai scurte, uh, fraze cât mai scurte, dacă se poate, cu subiect și predicat. Studenții noștri nu mai au răbdare să asculte mai mult de 10 minute, după 10 minute să foiesc, devin nervos și după încă 5 minute scut telefonul. Sunt setați să facă treaba asta. Și tu trebuie să găsești strategii și stratageme ca să intri în ritmul ăsta lor și să reușești să-i faci în continuare atenți și să le trezești atenția, adică să-i restartezi. Există oameni care, tineri care nu mai au noțiunea spațiului și orientarea în spațiu real. Ies din școală cu ghioznalele în spate să duc ca așa, ca o turmă, urcă în troleibuze, cu ghiozanul la spate, unul nu vezi că îl pune jos. Ei ocupă două locuri, fiecare. Uh, și licenii, care sunt mari, ai pretenții să-și dea seama singuri. Iar pe ei nu se dau la o parte. Trec oamenii, trebuie să să dea la o parte, să iasă pe carosabil ca să evite un cârd de copii, care sunt pe altă lume. Este ceea ce spune Andra Tănăsescu. Este vorba de faptul că mutăm uh, schemele de gândire și de acțiune din Online, offline. Vă dați seama ce înseamnă asta? Foarte grav la anumite niveluri. La nivelul mersului pe stradă nu e atât de grav. Este mai grav la alte niveluri. Vă mai spun o noutate, fiindcă tot vorbim de psihologi. La Stanford University, Stanford oferă grosul forței de muncă pentru Silicon Valley. Acolo studiază 5 ani, ies specialiști în IT, în calculatoare, în tot ce înseamnă revoluția informatică, dar sunt obligați în cei 5 ani să, cel puțin acum 2-3 ani când am citit un studiu, erau obligați să obțină credite pentru încă 19 discipline, se numesc discipline complementare, de genul Shakespeare, filozofie orientală, limba chineză, care vrea Istoria artei. Și ei, ei sunt inginer de sistem în computere. De ce se face asta? Pentru că studiile au arătat că dacă nu îi le echilibrezi formarea mentală și psihologică, să duc la vale după 4-5 ani, nu mai sunt uh, utilizabili. Trebuie să fie dați afară din muncă, fiindcă nu mai pot munci. Și de ce? E o listă de boli uh, profesionale. Cea mai frecventă este schizofrenia care să, se caracterizeze prin secătuirea emoțională, prin incapacitatea de a mai vedea în semenul tău un semen, adică unul ca tine, cu sentimente și cu trăiri. De ce? Fiindcă tu nu mai ai sentimente și trăiri. Tu lucrezi în de zile doar cu simboluri abstracte, fără semnificație umană directă. Sunt procese grave și pe care noi nu trebuie să le respingem. Că nu suntem ca că, că vor să arunce lătura din lăturile din albi, și aruncă și copilul cu, ea, cu ele. Nu respingem progresul tehnologic, nu respingem digitalizarea, nu respingem revoluția informatică, nici inteligența artificială. Dar trebuie să fim conștienți, conștienți de e, lucrurile pe care le aduc. Cum spunea un prieten al meu, înainte de, de, de deschiderea galei, ca toate invențiile omenești, vine, și asta vine și cu bune și cu rele. Dar trebuie să fim conștienți și de alea bune și de alea rele și să facem distincția din ele să avem, să ne formăm discernământul. De curând am mers cu trenul între două orașe ale României, un drum de vreo trei ore jumate. Și în compartiment cu mine doi tineri, foarte drăguți, de vârsta studenților așa, care erau pe aparat tot timpul. Din când în când se mai opreau, se sărutau și iar treceau la aparate să mai pupa puțin și i-a ce la aparat. În trei ore jumate, vă rog să mă crezi, nu cred că au schimbat mai mult de 10 vorbe între ei. Doamna, știți ce am văzut? Am văzut cu ochii mei singurătatea în doi. De data asta vreau să vorbesc de Robert Oldinger, care în 2015, la TEDx Massachusetts, vorbește despre un studiu care a fost inițiat acum 80 de ani. Ce părere aveți? Ăsta se numește studiu panel, pentru că te duci cu același chestionar, aceleași întrebări, în perioade de timp diferite, ori din 3 în 3 ani, ori din 5 în -5, 5 ani, ori în fiecare an, pe același public, ca să vezi cum evoluează un fenomen, o percepție, o mentalitate în timp. Ăștia au plecat de la 723 de subiecti și au ajuns acum. Unii nu mai trăiesc, dar unii mai trăiesc. Cei care nu mai trăiesc au fost preluați de moștenitorii lor, care sunt peste 2000. 2000 de subiecti. Studiul are vreo câteva zeci de mii, 20 de mii de, de nu, zeci de mii, spune, de pagini, din care rezultă următoarele concluzii. Cei care s-au simțit fericiți în viața lor, și consider că au avut o viață fericită spre sfârșitul vieții, nu au vorbit nici de bani, nu au vorbit nici de putere, nu au vorbit nici de performanțe e, tehnologice, au vorbit de relații bune. Relații bune, dar fiind să în orice fel de relații. Relații bune cu semenii. Relațiile bune e, sunt variabila în cercetare care explică fericirea. Răspunsul la suntem fericiți. Sănătatea, sunt mult mai sănătoși cei care au relații bune cu vecinii, cu rudele, cu prietenii și longevitatea. trăiesc mai mulți cei care au relații bune. Cât de important este. Știți, cum conștientizăm greu că e importantă nutriția de pildă, că e important cât dormim, câte ore pe zi dormim, constatăm acum că relațiile bune sunt mai importante decât orice altceva. Ce spunea dumneavoastră cu banii și cu uh, uh, contribuția câștigului pănesc uh, la fericire. Singurătatea în schimb duce la boală Pă la jumătatea vieții cei care au fă, făcut parte din studiu au început să aibă probleme de sănătate, degradarea cerebrală, o degenerare așa cognitivă și în sfârșit viață scurtă. Sing cei, singur, oamenii singuri, trăiesc mai puțin. Este studiu, e, con, sunt concluzia unui studiu care a durat 80 de ani și durează și acum, se, e, se continuă acum când vorbim. Soluția, ieșirea noastră din vitrină, adică din rețelele sociale, despre alea vorbim. Stăm într-o vitrină. Spre ce? Spre oamenii reali. Spre ceea ce se spune așa aici, spre folosirea, trăirea, consumarea unui timp de calitate cu oamenii din jurul nostru. Timp de calitate înseamnă să ne uităm în ochii celuilalt, să-i zâmbim când ne zâmbește, să, să compătimim cu el când suferă să suferim și noi și când se bucură să ne bucurăm de bucuria lui. Asta înseamnă relație umană între, între semeni și nu între cei care se uită așa cu nasul pe sus ca să te privească de sus. Este vorba de o relație de ceea ce numesc psihologii balanță motivațională și coevoluție. Dacă am avea aceeași motivație într-o activitate sau în conviețuire dintr-o casă, dintr-o familie, dintr-un loc de muncă, am crește împreună. Asta se numește coevoluție. Evoluăm împreună. Nu dă fiecare pe propriu, dă capul lui. Încearcă să te vezi în afară. Noi păcătuim cu, în foarte multe situații că nu putem să ne vedem din afară. Dacă ne-am vedea din afară, ni s-ar face de multe ori rușine, ne-am vedea ridicol, penibil și așa mai departe. Și zicem, nu se poate, asta nu sunt eu. Dacă sunt eu, trebuie să mă schimb. Dar nu ne vedem din afară. Ia încercați schimbări de genul ăsta cu oamenii de lângă dumneavoastră. În general, vreau să vă spun că trebuie, și cu asta o să mă apropii de încheiere, trebuie să depășim două iluzii. Nu știu dacă știe toată lumea din sală că iluziile nu sunt doar optice. Există și iluzii ideologice. Iluzia ideologice înseamnă să, să uh, vezi viața, societatea, oamenii, semenii sau pe tine însuți fals. Așa cum vezi o realitate fizică atunci când ai iluzii optice. O una dintre iluzii este echivalarea singurătății cu libertatea. Domnule, sunt singur, sunt liber. Ați văzut filmul la singur acasă? Ce a crezut copilul ăla că înseamnă libertate? Wow, nu mai sunt părinții, fac ce vreau. Era să o încurce. Îl alergau niște criminali prin Central Park, mai țineți minte? sărguți. A trecut moartea până în gând. Fusese liber. Două săptămâni. Deci singurătatea nu înseamnă libertate. Înseamnă doar singurătate. Dar e, iluzia asta, viziunea asta infantilă despre libertate, libertatea e atunci când n-ai obligații. Libertatea e atunci când nu trebuie să respecti reguli. Libertatea e atunci când nu există autoritatea care să mă pedepsească pentru faptul că nu le respect. Au plecat în concediu ai mei. Sunt liberi. Băi, încep telefoanele. Știți, chefurdarea la care participă și poliția. Deci, <laughs> suntem liberi. Am, vorbeam de curând, chiar zilele astea, vorbeam cu un uh, tip cam de vârsta mea, așa. Și îmi un om foarte onest și foarte muncitor. Era atât de obosit la ora aia, era 10 seara, că avea fața căzut așa de oboseală. Stomatolog. Și îmi spune, mă, zic, ești obosit? Da. Se tot trag de mine. Zic, și să victimiza. Fiindcă noi suntem în educație așa. Să victimiza. Că... Zic, fii fericit. Păi de ce? Zic, pentru că au mulți oameni nevoie de tine. Și ăla, și ăla, și aia, și aia. Au nevoie de tine. Înseamnă că ai ce să le oferi. Înseamnă că ești un tip capabil. Cum erau patriarhii din vechime, îi știm din Biblie, din Vechiul Testament, care țineau câte o familie, câte un trib, câte un popor întreg. Îi țineau, îi educau, îi... Da, zice, ai dreptate. Și m-a sunat a doua zi, mulțumesc pentru ce mi-ai spus aseară, să știi că văd altfel lucrurile. Da, da, așa mi-a spus, altfel calc. Pentru că el să victimiza, nu vă dați seama cât de important este să aibă oamenii nevoie de tine. Și Doamne ferește să te trezești singur și nebăgat în seamă și nimeni nu te întreabă, dar dă nimic, fiindcă nimeni nu mai are nevoie de tine, să te simți singur și inutil. Deci singurătatea nu înseamnă libertate. Și a doua iluzie, egoismul înseamnă emancipare. Adică, doamne, eu îmi văd drumul meu, eu am identitatea mea, eu nu trec de, eu sunt eu însumi aceste perdere de fum care ascund de fapt meschinărie, suflet mic, de multe ori hardul mic, ascund, da, ascund comoditate și frică de schimbare. Dar, domnule, eu sunt eu, m-ați înțeles? Adică restul treaba lor. Eu, egoismul este o boală. Pentru că la egoist, dragostea care ar trebui revărsată în afară către alții sunt întoarce către sine și așa rămâi un tip invalidat social, pentru că nu mai, dacă n-ai valoare, nu te validează nimeni, dacă n-ai ce oferi, nu te validează nimeni. Iată ce spune și asta este cea mai veche soluție pe care o avem de la Isus, pe care mulți dintre cei prezenți în sală îl recunosc ca mântuitor personal. Găsim în Matei 7 cu Făceți-le ceea ce ați vrea voi să vă facă oamenii, făceți-le și voi la fel. Cei care sunt în stare, este un adevăr etern. E deasupra tuturor contextelor istorice, deasupra tuturor culturilor, e transcultural. Nu o să găsiți nicăieri, nici la hinduși, nici la hinduși, nici la budiști, nici la eschimoși, nicăieri nu o să găsiți alt principiu decât ăsta. Românii l-au pus în versuri. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Deci este un adevăr fundamental, o morală dincolo de orice context social, istoric, de vârstă. Ce mare lucru să o înțelegem după 2000 de ani. Să înțelegem, să facem celorlalți doar ceea ce ne-ar plăcea să ne facă ei nouă. Cei care trăiesc așa vor avea viață din belșug, așa cum ne-a promis uh, Isus. Deci, dragii mei, voi încheia cu acest apel către dumneavoastră. Viața din Belșug nu este dincolo, ci din cu de ecrane. Mulțumesc! Rămâneți, vă rog, alături de noi până. Pe covorul roșu. Hai. Până pregătesc colegii noștri scaunele unde vom avea penelul de discuții, mai rămâneți alături de noi foarte frumos. Ați spus că nu suntem construiți să fim singuri, să fim copaci fără pădure. Așa cum a vorbit și doamna Adriana Istrate despre nevoia noastră de apartenență la un trib, și vom putea să vorbim despre discursurile fiecărui speaker de până acum. Toți în... au vorbit despre același lucru, de fapt, fiecare din da. perspectiva lui. Chiar ați spus că se leagă foarte da. bine speciurile da. în această seară, nu? Da, minunat. Este o temă la care trebuie să aplecăm urechea, pentru că, pe de-o parte, ne privește pe toți îi privesc și pe copii și nepoții noștri, pe cei cărora noi avem pretenția că le, e, le pregătim viitorul. Și toți cei care au vorbit aici au vorbit pe înțelesul tuturor din sală. Noi există un hiatus ăsta de tip comunicațional, domne, ce om deștept, n-am înțeles nimic. A? Adică, <laughs> apreciere de astea pe lângă subiect. Suntem cu toții o comunitate de idei și modul în care am simțit sala, vă dați seama, după 40 de ani de învățământ, am și o semiotica sării, îmi dau seama, când o sală e interesată sau nu de ceea ce se vorbește. Este o sală extrem de inteligentă, cu un an nivel de competență și care a urmărit cu mare interes tot ce s-a spus. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor Dumitru Borțun!